bănuim că această ședință a Sfântului Sinod va pune capăt tuturor nedumeririlor, pentru că noi nu putem să schimbăm ceea ce s-a așezat în biserică, adevăr de netăgăduit, ci vom ține mai departe dreptarul credinței și al adevărului. Sfântul Duh ne va lumina pe toți, de aceea am făcut aseară acatistul Sfântului Duh, pentru că duminică este și ziua pogorârii Sfântului Duh și ziua învierii. Și am unit învierea cu pogorârea Sfântului Duh, care s-au petrecut în aceeași zi de duminică. Să ne rugăm cu toții și vă îndemn să vă rugați zilele acestea cu toții, ca și noi ierarhii să fim luminați și pecetluiți de puterea Duhului Sfânt, să rămânem cu adevărul cel curat, ca biserica să rămână mai departe biserica adevărului cum este acum, căci singura biserică este biserica ortodoxă care mărturisește adevărul. Sunt și celelalte care se numesc biserici, într-un sens organizatoric, dar în sensul adevărului, una este biserica, cea care primește mărturie de la Hristos în ajunul învierii sale, lumina cea neînserată și neștirbită și plină de viață a învierii sale.